Bună, Marisa! Bună! Ce faci? Uite, sincer, mă bucur că m-ați chemat aici și mă bucur că m-a ajuns la timp. E pentru prima oară? Nu Sau? chiar pentru prima oară, dar în ultima perioadă am încercat să lucrez mai mult la organizare. Nu mă descurc încă cum trebuie, sincer, mai am momente în care întârzii și la salon când am programare. În schimb, încerc să fac ceva în sensul ăsta și să schimb asta la mine, că știu că e un defect major, sincer. Spune-ne, au trecut 2 luni de când ai câștigat al doilea sezon Bravo iStyle. Spune-ne ce ai mai făcut în tot timpul ăsta care a trecut. În tot timpul acesta, în primul rând, am fost într-o vacanță după ce am terminat emisiunea. A fost minunat, m-am apucat de noi proiecte, am semnat și cu cei de la Global să se ocupe de imaginea mea. Între timp, ce am mai făcut? Am jucat acum recent într-un clip, urmează să se lanseze săptămâna viitoare cu Liviu Teodorescu. Inițial, sincer, am stat pe gânduri, n-am știut dacă să accept sau nu. Eu nu sunt așa pro să mă duc în orice clip, să nu știu, să mă mai muțăresc pe acolo, mai ales că de obicei scenariul ți se spune înainte, dar se mai schimbă pe parcurs chestii și atunci, nu știu, prefer să nu mă bag în ceva ce nu mă caracterizează în mod special. În schimb, am simțit că o să iasă ceva drăguț, am înțeles că este un clip și de beauty și cumva m-am uitat și la ce a făcut, la ce a mai scos Liviu Teodorescu, am văzut că a avut clipuri ok și atunci am zis să încerc. Și chiar am cunoscut oameni foarte faini și stiliști și make-up artiști. De fapt, make-up artista a fost Malvina, prietena mea. Și nu știu, am lucrat așa într-o echipă foarte, foarte tare. A fost genial. Chiar aștept să iasă clipul și cred că o să rămâne și voi încântați, sincer. Și cum a fost să-ți intri în rolul de actriță? O, simplu, chiar simplu. La un moment dat mă și întrebau. A trebuit să intru într-un lac, era foarte rece, în fine, apoi într-o cadă cu apă la fel de rece. Și m-au și întrebat, băi, ești ok? Băi, ai obosit? Băi? Și eram, nu, adică după 8 luni de Bravo iStyle, cumva nu mai era ceva foarte complicat să mă transpun într-un personaj, să joc un rol. Era așa, destul de la îndemână cumva, pentru că am căpătat abilități în timpul emisiunii. Și ce am mai făcut altceva? M-am apucat acum de colecția mea. Eu mai aveam niște materiale, am investit o sumă de bani acum ceva timp în niște materiale cu care nu am făcut nimic, fix toamna trecută. Și acum a venit toamna și numai bine am materiale disponibile, vreau să mă apuc să îmi creez ori o mini colecție, ori o colecție capsulă, ori o colecție cu mai multe chestii, încă nu am idee, dar vreau să plec de la ceva și voi vedea unde ajung. Acum ești în anul 3. Acum, nu, asta e chestia, asta e problema. Profesorii de la facultate au avut toată bunăvoința să mă ajute să trec în anul 3. În schimb, lipsisem de la foarte multe cursuri, pierdusem foarte multă materie și cumva nu era în interesul meu. Eu dacă intram în anul 3, trebuia să mă apuc de licență, iar licența constă în realizarea unei colecții de modă. Noi ca să realizăm propria noastră colecție de modă, prima noastră colecție de modă, trebuie să avem idee, nu neapărat idee, trebuie să avem deja un stil al nostru recunoscutibil. Iar eu cumva sunt, nu știu, mă încadrez în toate stilurile, adică îmi plac foarte, foarte multe stiluri. Îmi place și stilul elegant și toate, deci chiar toate, m-aș putea regăsi în fiecare cu câte puțin. Adică aș putea să creez o piesă de un fel, alta de un fel, alta de un fel. Și atunci nu era chiar întocmai în avantajul meu să trec în anul 3 și profesorul mi-a spus același lucru. Și după ce am plâns o zi întreagă, am realizat că da, trebuie să încep din nou anul 2, să-l iau de la capăt, să fiu prezent la ore și să-l repet. Am înțeles. Spune, dacă poți să ne spui, ce Sigur. ai făcut cu premiul tău pe care l-ai câștigat? Cu premiul, în primul rând, o parte din premiu a fost impozitat de către stat. Deci nu mi-au intrat fix banii aceia. Trecând peste acest lucru, o parte i-am consumat în vacanță, dar nu ceva exorbitant. Am prins chiar o ofertă foarte bună în vacanța în care am fost și cea mai mare parte am investit-o într-un cont unde, la care nu mai pot să umblu timp de 6 luni de zile. Am vrut prima oară să pun pe un an, dar m-am gândit, băi, poate în 6 luni de zile o să am nevoie de, nu știu, pentru o altă colecție, că mă gândeam că până atunci oricum o să scot una. Și am zis, hai totuși să-i las pe 6 luni. Și 6 luni de zile eu nu pot să mă ating de ei și momentan trăiesc, mă întrețin și așa, din veniturile pe care le am extra premiului pe care l-am câștigat, din colaborările pe care le am, din joburile pe care le am acum. Am și un job la Canal D mai nou. Familia Canal D m-a adoptat și acum sunt reporterul special Marisa DC.
Încă nu este un proiect foarte bine concretizat. Adică am avut o idee de la care am plecat, vor și ei să vadă dacă mă descurc, vor să vadă dacă fac față, dacă, nu știu, dacă sunt punctuală, dacă sunt organizată cu acest program. Și bine, nu e foarte greu. Am de făcut cam, trebuie să merg la evenimente mondene, sau mai puțin mondene, dar în general mondene, nu că aș fi eu vreo mondenă, dar acum va trebui să fiu. Și să iau interviuri vedetelor și oamenilor invitați. Întrebări care pleacă, nu știu, de la stil până la ce ai făcut aseară sau de ce ai dinți atât de albi, spre exemplu. Și cam, nu știu, într-o perioadă de o lună sau două luni, cam după această perioadă, pardon, ar trebui să se concretizeze mai bine și rubrica mea. Dar în momentan nu vreau să dau mai multe detalii despre acest proiect, pentru că nici eu nu le știu pe toate și cele pe care le știu nu sunt încă concretizate. Dar ce-i drept este că am primit jobul visat. Foarte multe persoane și pe Facebook și pe Instagram și cei care urmăresc încă emisiunea Bravo Stil spuneau că cum că acel job, acea carieră în televiziune, de fapt nu este disponibilă. Mai ales că Silvia în primul sezon nu a primit una, dar acum face și ea ceva în cadrul emisiunii Bravo Stil și de fapt primise un job, acela de a sta cu fetele în backstage. Dar acum a început să fie ceva mai amplu și jobul ei. Uite, cineva întreabă de ce îți spun Marisa de ce? De ce îmi spun Marisa de ce? Bună întrebare, mai ales că eu în primul meu reportaj nu am pus așa mare accent pe această întrebare de ce. Ideea este următoarea, eu să fiu Marisa de ce? Adică vin la tine, iar tu când mă vezi să știi că îți voi pune o întrebare de genul de ce ai ales să te îmbraci așa? Iar ea îmi spune, pentru că așa simt. De ce? Asta e ideea. Eu sunt mereu, este și o întrebare retorică, da, altfel, este și o întrebare retorică și o întrebare simplă, de ce? La care trebuie să mi se răspundă, pentru că altfel de întrebări nu am. Nu voi avea, cel puțin. Momentan am avut și altele și în al doilea reportaj pe care l-am filmat deja. La fel, nu am pus accentul prea tare pe acest de ce, dar l-am pus mai bine decât în primul reportaj. Te uiți acum la Bravo Stil? Mai sincer, de ce să mint, nu prea mă uit. Nu prea mă uit pentru că am foarte multă treabă. În ultima perioadă sunt chemată la fel de interviuri. Am foarte multe colaborări, trebuie să fac poze, trebuie să mă țin, să fiu organizată ca să nu par neserioasă. Pentru că eu, o bună parte din emisiune chiar am fost neserioasă. Adică eram o tipă construită neserioasă. De multe ori mi se părea că așa e normal să fiu. Atunci când fetele îmi spuneau în emisiune că băi, nu ai returnat hainele la timp, că băi, să exagera atunci când îmi spuneau că le-ai dus rupte, că nu știu ce, n-am dus niciodată nicio haină ruptă. Nu sunt genul care face asta, primul rând pentru că sunt o tipă cu bun simț și mi-e rușine. Adică prefer să plătesc produsul respectiv decât să-l duc rupt. În schimb, da, nu le returnam la timp. Aveam, în general, împrumutam de la prietene sau prieteni stiliști sau prieteni designeri sau prieteni care lucrau și în domeniu. Și le spuneam, băi, am și o nevoie de asta, mi-am promus, da, sigur, adu-mi-o săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare, dacă acel băiat nu-mi scria, eu ce-am peste două săptămâni. Sau dacă îmi spunea, adu-mi-o și mie pe la începutul săptămânii. La fel, dacă nu-mi scria, eu ce-am pe la sfârșitul săptămânii. Pentru că eu cumva credeam că dacă băiatul nu are nevoie de acea haină, dacă nu mă sună, înseamnă că nu-i musai să o duc atunci. Dar nu e așa. Adică atunci când îți dai o vorbă, trebuie să fie vorbă. Și asta am învățat abia după emisiunea Bravo Stil. Și altcineva întreabă dacă îți place de cineva, poate nu poți să ne spui de cine, din sezonul 3. Mai sincer, din punctul meu de vedere, niciuna nu are un potențial care să, nu știu, să se zărească așa de la distanță. Deci niciuna, eu și cred că și telespectatorii de acasă, nu pot spune, băi, eu votez pe X pentru că. Și să țină cu ea orice s-ar întâmpla. Momentan, publicul s-a împărțit așa cumva în grupulețe-grupulețe, fiecare și-a făcut o favorită, dar n-a spune chiar așa, o favorită așa între ghilimele. Dar dacă favorita ei sau lui face ceva greșit în emisiune sau își dă seama că nu mai e chiar atât de favorită, imediat se mută la altă concurentă. În sezonul nostru nu s-a întâmplat asta, sau în sezonul întâi. La noi, băi, cine a ținut cu mine de la început, eu am avut acea Marisa Tim, care a fost de la început până la sfârșit și chiar a fost cumva, am avut un parcurs crescendo. În schimb, la fete nu se întâmplă asta și nu e doar părerea mea, este și părerea prietenilor mele și părerea celor din jur, că m-am tot întrebat. Ce pot să zic? Mi s-a părut nedrept, sincer, la început, că Emiliana și Iuliana au intrat pe același indicativ. Nedrept în ce sens? Că dacă mie îmi place Iuliana, eu asta am spus și în emisiune, eu votez 11. Dacă îmi place Emiliana, votez tot 11. Dacă îmi plac amândouă, tot 11. Și atunci numărul 11 are mai multe voturi decât ar trebui să aibă în mod normal. În ultima perioadă au început să-mi placă Anca.
Nu știu exact cum e la fel, nu vreau să fac o dezvăluire așa acum în direct, băi, îmi place Anca, o susțin până la capăt. Pentru că nu știu exact cum este. N-am stat să o analizez, nu știu cum se comportă, dacă are o strategie sau nu. În schimb, măcar am văzut o evoluție. E posibil să-și lua stilist sau să nu. Eu am vrut să o ajut într-o perioadă. Am vrut să-i propun și să fac asta public când am apărut în emisiune. În schimb, am zis să mă mai gândesc și să stau mai bine să analizez situația. Dar măcar e vie, e un personaj viu și cred că telespectatorii noștri asta caută, un personaj viu care să-ți exprime ceva, pentru că omul nu votează, vai, ești îmbrăcată astăzi cu o bluziță scumpă, niște pantaloni și mai scump și o pereche de balerini minunați. Nu. Într-adevăr, contează și asta, că ești într-o emisiune despre stil, dar contează mai mult pentru tine, să știi, băi, am venit aici să lupt cu ceva, adică nu am venit să câștig un premiu care nu mi-aparține. Deci stilul e mai mult decât despre haine. Da, clar asta, adică juraci au tot spus asta pe parcursul emisiunii și cred că și telespectatorii noștri au înțeles asta într-un final. Tocmai de aceea nu votează doar hainele. Uite, alte persoane întreabă dacă mai ții legătura și dacă vei mai ține în continuare legătura cu echipa ta, cu susținătorii tăi. Măi, să știi că am avut o perioadă în care, o perioadă după ce am terminat emisiunea, atunci când am plecat în vacanță, am încercat eu să-mi pun ordine în gânduri și am primit, uite așa, colaborări primeam pe mail. Am zis, wow, am zis că am crescut așa, am avut un moment, un boom, probabil pe care îl va avea orice viitoare câștigătoare Bravo ai stil. Și n-am știut cum să fac față. Și am avut un moment în care n-am mai stat deloc pe telefon sau atunci când stăteam, puneam, nu știu, o poză repede ca să nu mă mai uite și pe mine oamenii să vadă ce mai fac, ce mai, cum mai duc. Și apoi gata, îl lăsam și m-am îndepărtat de la subiect și vreau să spun că nu prea mai țin legătura cu ei. Eu am un grup de câteva persoane pe WhatsApp cu care mai vorbesc din când în când, niște persoane foarte dragi mie care m-au susținut cu adevărat în emisiune sau cel puțin de care eu știu că m-au susținut, că poate au fost și altele care m-au susținut la fel, de care nu știu. Dar am un grup al meu care știu că a fost acolo pentru mine, care, nu știu, care m-a întărit, ăsta este cuvântul, și cu care încă păstrez legătura. În schimb, mai am și un grup pe Facebook unde sunt mai multe mii, nu știu dacă sunt peste 10, cred că peste 10.000 de persoane în acel grup, și în care mai postez rare ori sau când mi-apare acolo că este ziua cuiva, îi spun la mulți ani, îi urez din tot sufletul la mulți ani și în vacanță a fost ziua unei susținătoare de ale mele și am zis la mulți ani din tot sufletul, am făcut chiar un live în care i-am spus asta. Mi-aș dori ca oamenii de acasă să înțeleagă că nu i-am uitat și că eu chiar nu uit de unde am plecat și știu că e datorită lor sunt aici acum și vă dau vouă acest interviu în calitate de câștigătoare a sezonului 2. Dar, într-adevăr, cred că ar trebui să, nu știu, mă gândesc sincer și mă gândesc serios să fac în continuare niște meeting-uri, atât prin București cât și prin orașele mari. Despre asta o să vorbesc eu mai în detaliu cu ei, o să le spun în live-uri, o să fac postări pe Instagram și pe Facebook, unde o să-i anunț ora, locul, cât mai curând. Chiar vreau să fac asta, să vedem cine mai este în Marisa Team și cine okay. Vrea să mă vadă să... Uite, altcineva întreabă dacă ții legătura cu vreuna dintre fostele tale colege. Măi, asta m-au întrebat și jurații. Pentru că normal e absurd să zic nu. Pentru că pare cumva că ne-am rupt așa, fiecare pe drumul ei. Și nu vreau să se creadă asta. Uite, am să vă zic o chestie acum. Este un lucru pe care nu le-am spus nimănui. Acum 3 zile am visat-o pe Denisa. Deci, efectiv, eram la un party și am visat că venea ea, avea pe cap o pălărie plină așa cu flori, niște ochelari, nici măcar n-am recunoscut-o și o capă și nici nu mai știu ce culoare era, sincer. Și a venit la mine și m-am luat tare în brațe și chiar m-am bucurat foarte tare pentru că este o tipă pe care eu chiar o respect, este o tipă foarte smart, pe care eu am respectat-o și în emisiune, sincer. Eu am ținut cumva la toate în emisiune și chiar era o tipă pe care o plăceam, deci n-am ce să neg asta. Mulți oameni mă întâlnesc cu ei în mall-uri, pe stradă, mă întreabă, hei, nu suportam pe Denisa, hei, ce mă bucur că ai câștigat. Și sunt așa, gen, stop, nu spune asta, nu mai judecați oamenii, pentru că ea chiar era o tipă smart. Din punctul meu de vedere, ea avea, înaintea mea, nu știu, cam înainte cu o lună se termine emisiunea, ea avea cele mai mari șanse să câștige. Deci eu simțeam asta. În schimb, în același timp simțeam că aroganța ei nu o va duce foarte departe. Pentru că ea era arogantă, probabil și în familie. Nu știu, probabil lucrul acesta îi provenea și din familia în care a crescut și din mediul în care a crescut. Nu știu, chiar nu știu, nu e treaba mea, dar era o tipă arogantă și oamenii au văzut asta și nu contează doar să fii smart și doar să fii bine îmbrăcat de altcineva. Contează să ai și bun simț și să știi până unde ți se întinde plapuma.
Asta voiam să te întreb, ce crezi că i-a făcut pe oameni să te placă pe tine atât de mult? Pe mine, la început, mi-am dat seama ulterior de asta, eu nu am fost, cred că, în top 3 câteva luni bune, a spune, la începutul emisiunii, pentru că eram fadă. Eu nu existam. M-am uitat la emisiunile anterioare cu mine, la prima mea emisiune, la a doua, la a treia, la a patra. Păi nu existam. Tot ce făceam era să stau cu mințica așa, pe scaun. Marisa, pe final de filare, îmi spunea Ilinca, pac, defilam. Mă duceam în fața juraților. Când simțeam că sunt îmbrăcată bine, Iulia îmi spunea, ai o ținută praf. Și eu îi spuneam, hei, da, e chiar praf. Și am spunea, ba da, e praf. Dar poate nu era, poate era subiectivă sau poate voia să vadă cum mă descurc în astfel de situații. Iar eu la un moment dat spuneam, ok, și asta era tot. Adică eram foarte fadă. Ulterior au început să iasă fete, am rămas puținele, băi, și am început să fiu ceva mai activă. Am început să fiu așa cum sunt eu. Mie mi-a fost frică să arăt oamenilor că sunt o tipă, nu știu, foarte haotică. Mi-a fost frică că oamenii fug de astfel de caractere, pentru că, în general, persoanele haotice sunt foarte dezorganizate, sunt foarte aeriene, sunt foarte... Ok, poate asta nu e neapărat un dezavantaj, dar aduce și dezavantaje. Pentru că aici intervine și punctualitatea și multe altele. Și cred că încercam să fiu așa, să par o tipă serioasă la începutul emisiunii. Sau încercam eu să mă educ. Am zis, băi, am intrat în emisiunea asta, hai totuși să mă educ în felul ăsta. Hai totuși să fac ceva bun cu viața mea și să schimb ceva la mine. Dar cred că mă mințeam, adică nu schimbam mai nimic, încercam așa doar de fațadă să fac lucruri. Și apoi, pe la final, nu, pe la mijlocul emisiunii, am început să schimb chestii la mine, am început să-mi dau seama că oamenii mă plac, pentru că primeam sute de mesaje, mii de mesaje, mail-uri, mesaje pe care unele nici nu le, multe, de fapt, nici nu le citeam. Și vedeam că oamenii mă susțin, că mă plac, și atunci am început să fiu eu. Adică nici nu mă interesa dacă jurații... Nu știu, îmi dau bravo, ai stil, îmi dau steluță. Nu mă interesa. Eu mă simțeam bine îmbrăcată, îmi plăcea cum sunt îmbrăcată, mă duceam la emisiune și îmi făceam talentul. Cam asta era ideea. Păi am avut o perioadă foarte nasoală cu pălăria Ștefanei, faimoasa pălărie. Nu a fost furată nicio pălărie, oamenii de acasă știu asta. Într-adevăr, am fost nesimțită. Am luat o pălărie, nu contează că Adela mi-a spus, da, poți să o iei. Lucru pe care iarăși n-am putut să-l demonstrez. Ideea este că eu am luat o pălărie care nu era a mea. Am pus-o așa frumos, pac, aveam nevoie de ea la eveniment. Nu era o pălărie specială, dar până la urmă vorba lui Moris, nu contează că costă 2 lei sau 10 lei, 20 de lei, 1000 de lei. Ideea este că nu e a ta. Iar eu am luat-o, Ștefana nu mai era, am luat-o din culise, m-am scos la eveniment și Dumnezeu din nou mi-a arătat, băi, nu e ok să faci asta. Și uite, trauma vieții mele, am întâlnit-o la Bravo Ai Stil, pentru că după am avut o perioadă, uite așa, m-am dus fix în cap. Veneam la emisiuni, nu mai suportam să vin acolo, nu le mai suportam pe fete, nu mai suportam nimic ce se întâmplă în jurul meu. Veneam așa fix ca la un job de la care nu am voie să lipsesc, pentru că până la urmă aveam un contract semnat cu ei, nu puteam să plec. Ținutele acasă, mă duceam, uitam, aveam sute de haine și mă uitam la ele și nu știam ce să fac cu ele, spuneam, Doamne, ajută-mă să fac. Deci, efectiv, nu mai aveam imaginație, pentru că nu mai mergeam cu drag acolo. Capul meu, creierul meu stătea fix, mintea mea stătea fix la pălăria Ștefanei, Doamne, ce o să mai facă fetele astea, Doamne. Mi-era nasol și de mami, părinții mei mă vedeau acasă, tati nu prea se uita la ea toate emisiunile, dar mami era acolo cu mine, m-a susținut și... Știam că o doare și că, nu știu, că o doare mai rău că se creează o impresie despre mine care, de fapt, e o impresie falsă. Și am avut o perioadă așa și apoi, am început să cresc ușor, ușor. Și în momentul în care a ieșit Denisa, mi-am dat seama că ăsta e drumul meu și că, de fapt, fac bine ceea ce fac. Și atunci, nu știu, mi-am dat seama că eu voi fi câștigătoare. Sincer, pardon. Întreabă altcineva dacă te-a schimbat emisiunea și știu că ai zis că te-a schimbat. Da, e puțin spus și știi care e treaba? Oamenii de acasă nu pot să înțeleagă lucrul ăsta, deci chiar nu pot. Cu toate le o să spunem asta, da, m-a schimbat emisiunea. Inclusiv fetele care au ieșit la început o să spun asta. Dar oamenii de acasă nu pot înțelege exact de ce, pentru că ei chiar dacă au fost acolo și au trăit, nu, chiar dacă au trăit experiența aceasta cu noi, din fața televizoarelor, ei nu au fost cu noi acolo. Și nu știu exact prin ce emoții am trăit, prin ce stări și toate cele. Toată experiența mea a fost cumva așa, uite așa, uite așa, uite așa, uite așa, uite așa. Și am ajuns într-un punct sus în care m-am schimbat, adică sunt chiar alt om, încă întârzi, încă fac chestii nasoale, nu știu, dar îmi dau seama că nu mai vreau să fac rău oamenilor din jurul meu. Adică, spre exemplu, acum mama mea vrea să se mute aici în București
Și chiar mă uitam la un apartament, căutam apartamente de închiriat. Eu în momentan nu vrea să vândă apartamentul din Slatina, pentru că vrea să vadă cum se mișcă lucrurile pe aici. Și nici încă în ipostaza în care să-și cumpere un apartament, pentru că nu vrea neapărat să se mute, adică vrea să încerce. Părinții mei s-au despărțit, ei nu mai stau împreună, dar locuiesc în același oraș și cumva cred că, nu știu, tati este un om mai dezinvolt, care lucrează cu oamenii. El are un serviciu auto și tot timpul este mâncat de acest job. Și cumva, probabil, îi trece repede timpul și are foarte multe relații, cunoștințe, prieteni. În schimb, mami este o femeie normală. Acum, nu știu, cred că se simțea puțin singură. A văzut că sora mea a plecat în Barcelona cu bursă să studieze. Eu sunt pe aici. Ea nu mai era cu tati și atunci s-a gândit, băi, hai să fac ceva, să fac o schimbare. Și a venit la București și chiar căutam un apartament în chirie și vedeam că toți oamenii pe care îi sun mă cunoșteau. Și atunci mi-am dat seama, băi, experiența asta chiar, pe lângă faptul că schimbă oameni, îți creează foarte, foarte multe relații de care chiar ai nevoie la un moment dat și de care nu te-ai gândit vreodată că ai avea nevoie. Și eu, după această emisiune, voiam să vă zic aici că îmi spunea mami că, băi, nu știu sigur dacă vreau apartamentul ăla. Și eu îi spuneam, băi, trebuie să vorbim cu doamna, să o anunțăm dacă nu-l vrei, să-i spunem să nu-l păstreze. Trebuie să avem bun simț. Și am întrebat, wow, dar de unde dragă atât de mult bun simț așa era? Nu-i venea să creadă că eu, în general, eram o tipă așa, haotică. Adică nu mă interesa că doamna aceasta, 3 zile după mine, spre exemplu, în care nu-și pune apartamentul în închiriere, spre închiriere. Și atunci mi-a explicat și ei, mami, nu mai fac asta, nu mai suport să pun oameni să stea după mine, să pun oameni, nu știu, să știu că primesc feedback-uri negative. Și cred că asta am, nu știu, am realizat exact după emisiunea Bravo Estil, că nu este ok să faci acest lucru. Cum ești tu când ești singură? Nu sunt singură. Când sunt singură, sunt foarte, nu știu, așa, aeriană. Continui să fiu aeriană. Spre exemplu, dimineața, în momente în care vreau să mă trezesc, să, nu știu, să mă apuc să-mi fac pozele pe care le-am de făcut în ziua respectivă, de la 10, spre exemplu. Îmi pun ceasul la 9. Ei, când sună ceasul la 9, mai dorm puțin, mai dorm puțin, mai dorm puțin. Adică vreau să scap de chestia asta. Vreau să. Cred că am nevoie de puțină presiune, sincer. Că acum sunt într-un moment în care nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de iubire, nu duc lipsă de iubire din partea iubitului, de iubire din partea familiei, de atenție, că nu duc lipsă, sincer, chiar nu duc lipsă. Nu știu, nu duc lipsă financiar, iarăși de haine, deci de nimic, nu duc lipsă de nimic. Și sunt într-un punct așa în aer, în care simt că sunt atârnată și că stau foarte bine acolo atârnată, adică nu vreau să mai cobor, să mai urc. Dar nu e bine, pentru că eu trebuie să urc și creierul meu știe asta și eu în interiorul meu știu asta. Și cum sunt eu când sunt singură? Sunt foarte nebună, sincer, adică și cu iubitul meu am niște momente foarte dubioase. El se uită la mine așa, dar el mă cunoaște și știe că, voi, asta e un pic sărită. Sunt, nu știu, cânt, falsez, dansez, mai înnebunesc pisica, iubitul meu are o pisică, Doamne, și eu sunt învățată cu câini, eu am avut toată viața câini. Sunt învățată să-i zmotocesc, să-i iubesc, să-i strâng până nu mai pot, că eu iubesc foarte mult animalele. Mamă, și mă trezesc, iau pisica aia săracă, am brațe, o pisică atât de blândă, o cheamă Pituț, Pita. Și eu am brațe și o strâng până nu mai pot, o aud, face miau, și atunci îmi dau seama, oh, nu, cu tine nu trebuie să fac asta. De multe ori mă zgârie, adică uitați-vă ce am pe mâini, sunt plină de zgârieturi și nu că mă urăște. Pisica chiar vine dimineața la mine și mă linge și e foarte drăguță. Dar am momente de nebunie. Am momente de nebunie cu toată lumea. Și oamenii când mă întâlnesc în mall și vor să facă poze cu mine și le zic, da, hai să facem, și mă strâmb. Zic, wow, tu așa ești în realitate, că ei nu credeau asta, probabil, mulți dintre ei. Deci ai arătat oamenilor exact cum ești tu în A, da, realitate. poate nici măcar, nu 100%, dar cam 90% da. Am uitat să te întreb, te-ai apucat de videoblogging. Da. Cum ți-a venit ideea? Foarte simplu. Iubitul meu mi-a spus că eu sunt o persoană care s-ar potrivi pe sticlă, dar televiziunea nu o să mai dureze așa foarte mult timp. Vorbim acum de un timp îndelungat, nu neapărat de un an, doi. Și mi-a spus că el mă vede pe mine ca un star, cumva o tipă care ar face așa un boom în online. Pentru că eu sunt foarte dezvoltă. Eu când vorbesc cu camera, eu chiar simt că vorbesc cu oamenii care mă privesc. Fie că sunt ei 100, 1000, 1 milion, 1 miliard. Deci vorbesc cu camera și știu că cineva mă ascultă, mi-e de ajuns să știu că este unul în spatele camerei care mă ascultă și căruia îi pasă de ceea ce spun eu. Și atunci, făcând lucrul acesta, mi-e foarte simplu să promovez produse, mi-e foarte simplu să
îți spun ție drept în față, mă rog, prin intermediul camerei, că mie rochia asta îmi place foarte tare, pentru că este foarte confortabilă și pentru că are un material care te face să te simți, nu știu, goală. Simți că nu ai nimic pe tine. Și atunci, putând să fac aceste lucruri, mi-am dat seama, bine, în urma celor spuse de iubitul meu, mi-am dat seama că pot să fac foarte simplu videoblogging. Și mi-am dat seama că am foarte multe zone ale mele pe care eu le-am descoperit, pe care mi le-am descoperit ulterior, după emisiunea Bravo Estil, pe care oamenii de acasă nu le știu și pe care vreau să le fac publice. Adică oamenii, vreau să mă vadă oamenii fix așa cum sunt. Nu mă feresc de nimeni, nu mi-e rușine de nimic, de nimeni, de... Nu știu, chiar nu am niciun fel de rușine față de ceea ce am făcut eu până acum, față de mine sau față de ceea ce pot să fac. Și atunci, cred că videoblogging-ul o să-mi prească, mai ales, nu știu, peste ceva timp. Deja am avut un boom, adică deja după două postări am undeva la 17.000 de subscriberi. Subscriberi, cred că se spune, nici nu da, știu sigur. Da, da. Da? Și peste 60.000 de vizualizări, ceea ce este enorm, pentru că sunt până la urmă două postări. Acum mă gândesc sincer să postez mai mult. Te-au mai întrebat oamenii când mai postez. Când mai postez? Păi da, săraci, toată lumea îmi scrie când postez, că eu mă dau mare aici cu videoblogul meu, că știu să fac videoblogging, că mă pricep, că nu știu ce, dar postez o dată la an, sincer. Haideți să vă spun oamenilor cum stă treaba. Iubitul meu este cel care se ocupă de montaj. El mă filmează, cu el îmi fac ideile, eu vin cu ideile, iar el mi le concretizează sau îmi spune, băi, aici e stupid să spui asta, băi, aici e stupid să răți asta oamenilor, că nu e ok, sau băi, aici nu, stop, sau băi, aici trebuie să dai mai mult. După ce gândesc eu un concept, trebuie să mai fac și timp să-l filmez. Mă, până îmi fac timp, durează. Să zicem, trecem și de acest stadiu, îmi fac timp, mă filmează iubitul meu și când ajung acasă, durează ceva timp montajul, pentru că se trezește săracul băiat care sute de clipulețe cu mine strâmbându-mă, cu mine spunând prostii, pentru că eu mai am momente când mă filmez în care o iau langa. Adică în care vorbesc de ale mele, uit că, nu știu, asta vorbesc despre ce înseamnă să ai un stilist și ce înseamnă să nu ai un stilist. Cum arată un om cu stilist, cum ar trebui să arate un om cu stilist și cum ar trebui să arate un om fără. Ei, și eu de acolo încep să zic, hello, ce-ar fi să fiu stilistul vostru? Hello, ce-ar fi să avem trei stiliști? Hello, ce-ar fi? Dar nu, pe oamenii noștri interesează, pe oamenii interesează strict subiectul pe care eu l-am de dezbătut. Ei, și atunci, uite, așa mă lungesc și din nou revenim la problema mea de organizare. Trebuie să mă organizez mai mult. Încă nu vă promit că o să fac două videobloguri, da? Da, pe săptămână, pentru că nu știu dacă pot să mă țin de promisiune. Și încă un lucru pe care l-am învățat în Bravo Estil, să nu mai promit ceva de care nu mă pot ține. Dar o să postez curând, vă promit. Acum vă promit asta pentru că am filmat deja materialul, trebuie doar montat. Mai avem câteva cadre de filmat în afară, în fine, foarte simple și iubitul meu se va ocupa de asta și îl vom posta curând. Ok, ultima întrebare. Te roagă cineva să descrie experiența Bravo Estil, dar cu un singur cuvânt. Un singur cuvânt. A spune de necrezut. Dar nu, hai să caut unul cu un impact mai, ceva mai... Nu vreau să sune dubios, dar experiența Bravo Estil pentru mine a fost o experiență dumnezeiască, sincer. Deci chiar nu știu ce înțeleg oamenii când spun asta, dar pentru mine asta a fost un semn de la Dumnezeu, sincer, pentru că am vrut să mă înscriu și din sezonul întâi. Eu o cunoșteam pe Silvia, era prietena mea, am ajutat-o cu o promovare, că eu încă de ceva timp făceam promovări la haine, dar nu eram așa cunoscut. Aveam undeva la 30.000 de oameni care mă urmăreau. Și mi-a dat să-i promovez niște haine pe care ea le făcuse și apoi o văd pe Silvia, wow, la Bravo Estil sezonul 1. Și se mai făceau înscrieri încă, dar am zis, băi, nu e Silvia, știu ce poate femeia, știu că e tare, știu că e nebună și știu că are un stil aparte și atunci nu am vrut să mă bag. Pentru că, sincer, nu am simțit de la început că o să câștige, dar știam că are cele mai mari șanse să câștige. Și am zis, nu e acum de mine, mă bag în sezonul 2, dacă se mai face. Ei, și așa s-a făcut sezonul 2, am ezitat mult timp să mă duc, până m-am dus. Și când m-am dus, la fel, mai vreau să vă spun un lucru. Atunci când m-am dus la casting, am văzut toate fetele pe care le-au acceptat în prima fază, la începutul sezonului, și m-am prietenit cu Adela. Eu atunci am știut că eu o să ajung cu ea în finală. Eu pe din să nu o văzusem, cred că a fost la un alt casting. Deci n-am văzut-o în neam, nici măcar când eram toate acolo. Ea mi-a spus că a fost. L-am dat, chiar îi strigam chestia asta. Băi, fetițo, tu ai intrat aici pe pine sau ceva? Că e ireal, eu nu te-am văzut pe tine nici măcar în castingul final.
Și am spunea că nu că am fost. Până mi-a spus o altă colegă că da, într-adevăr fusese și ea. Și cu Adela am păstrat legătura la început, când încă nici măcar nu eram alese. Mi-aduc aminte că așteptam cu nerăbdare telefonul și vorbeam cu ea la telefon și spuneam: Adela, pe tine te-au sunat? Ea m-a sunat pe 10 minute. Marisa, pe tine te-au sunat? Și apoi am sunat eu, pe mine m-au sunat prima. Și am zis: Adela, m-au sunat, pe tine te-au sunat? Nu. M-am sunat de prost că i-am zis, pentru că o vedeam tristă. Știam că și ea a făcut un efort să vină de la Craiova până acolo. M-am simțit prost, că am crezut că ea crede că eu mă dau mare, că am fost aleasă la casting. Apoi a fost aleasă și ea, m-a sunat la 10 minute că a fost aleasă. Ne-am bucurat amândouă și, sincer, mi-era frică să nu se de... ca prietenia asta, mini prietenia, mini înțelegerea asta pe care o aveam noi ca oameni între noi, să se distorsioneze așa în timp. Și asta s-a întâmplat, din Da, păcate. nu mai vorbești cu ea. Nu că nu mai vorbesc cu ea, asta s-a întâmplat în perioada emisiunii, pentru că am ajuns în punctul în care, și după ce Denisa a ieșit, cu toții știam că viitoarea câștigătoare va fi între mine și Adela. Și wow, mi-am să aminte când am fost cu ea la casting, eu am simțit că o să ajung cu ea în finală. Și chiar vorbeam cu mami și spuneam: mami, uite cât de tare e fata asta. Și am spunea: băi, mă bucur că ai cunoscut oameni tari, dar ai grijă că pe viitor o să vezi când o să ajungi cu ea, dacă ajungi cu ea în finală, ce faci. Și eu am zis: mami, mami, eu ajung cu fata asta în finală, simt asta. Și simțeam că o să câștig între mine și ea. Și se pare că așa a fost. Așa a fost. Chiar dacă și ea chiar are stil. Este o tipă cu stil. Și acum nu am mai păstrat legătura cu ea. Am spus și în emisiune, am aflat că a venit în București. Acum este cu un prieten de-al meu foarte bun, Alex Imedru. Și cu o prietenă de-a mea foarte bună, de ale mele, pardon, Marta Popescu. Și curând chiar am vorbit cu Marta de o săptămână. Mă țin să vorbesc cu ea, să ne întâlnim, să mai povestim. Și cred că atunci când o să mă întâlnesc cu Marta, o să mă întâlnesc și cu Adela. Adică, sincer, am un plan asta. Chiar mi-aș dori să vorbim, mi-aș dori să vorbesc cu toate. M-am întâlnit și cu Andreea în mall. M-am oprit, am vorbit vreo 10 minute. Nu sunt un om ranchiunos sau ceva. Și cred că nici cele nu sunt. Au înțeles exact ce a însemnat experiența asta și pentru ele. Și dacă n-au înțeles, o să înțeleagă că a fost lecția lor de viață în viitor, când o să se mai maturizeze. Mă rog, vorbeam eu. Da, vorbeam eu din perspectiva mea matură. Ok, îți mulțumim mult că ne-ai împărtășit toate lucrurile astea. Mult succes! Îți mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc vouă, echipei L, și chiar sper să ne mai revedem curând. Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat.